Un hotel din Europa oferă o experiență unică. Turiștii care se cazează aici pot dormi în două țări în același timp. Hotelul se află într-un sătuc aflat în vârful munților Jura, lanț muntos care separă Franța de Elveția. Tratatul de la Dapé din 1862 a stabilit că Franța poate avea control teritorial strategic asupra singurului drum accesibil din zonă. Astfel, granița trece fix prin mijlocul hotelului. Turiștii care aleg să se cazeze în hotelul construit în stil rustic se pot lăuda că au dormit cu capul în Franța și cu picioarele în Elveția. Reprezentanții hotelului spun că granița invizibilă trece prin baie și chiar prin mijlocul patului. Oglinzile și ferestrele sunt menite să fie nu doar un element decorativ, ci și un simbol al conexiunii între lumi și realități adiacente, spune Alexander Peyron, managerul hotelului. Pentru a nu exista probleme, hotelul are două numere de telefon, unul pentru Elveția și unul pentru Franța. De asemenea, camerele sunt prevăzute cu două tipuri de prize și asta pentru că cele două țări folosesc sisteme diferite. Elveția și Franța au hotărât ca taxele să fie plătite 50%-50%. Reprezentanții hotelului spun că cea mai dificilă perioadă a fost cea a pandemiei. Pe lângă faptul că au avut puțin vizitatori, au trebuit impuse și două seturi diferite de reguli pentru că Franța și Elveția aveau restricții diferite, relatează observatornews.ro.